time. You can feel it in the air that every child got their hearts filled up with joy. Yes, it's Christmas. Ce scrie acolo? All around. All snow is falling down. All the colored lights lighting up this town. Îți place ție asta? And as I walk outside, hear the Christmas choir sing Merry Christmas to you. Începem vlogmasul de astăzi de afară. Merg cu Sophie puțin la bancă, am câteva facturi de plătit. E aproape de ora 12 în dimineața asta. Nu am vorbit cu voi, a fost o dimineață mai mult pe relaxare. Sophie a dormit puțin mai multișor, așa că am profitat de timpul ăsta și am dormit și eu cu ea. Ne-am luat micul dejun, am făcut și puțină ordine acolo în sufragerie. Acum să știți că nu se cunoaște, e la fel cum era de dimineață. Mergem la bancă să plătim aceste facturi, ne întoarcem acasă și cel mai probabil o voi pune pe Sophie la somn. Ea acum este în gărucior și își ia gustărica. Vă las acum, pentru că m-am oprit în loc să vorbesc cu voi. Mergem la bancă și cel mai probabil ne auzim când ne întoarcem acasă. Am venit aici în dormitor să vorbesc puțin cu voi și în același timp să deschid un pachet pe care l-am primit, cred că, de o oră. Imediat ce ne-am întors noi de la bancă, cred că la vreo 10-15 minute, a sunat poștașul și mi-a dat acest pachet. Pachetelul este de la Andreea Băscoveanu, este și ea o mămică de aici, de pe YouTube, care locuiește în Anglia, are o fetiță pe nume Catalea și ele îmi sunt tare dragi, pentru că Andreea este și ea, la fel ca și mine, olteancă, locuiește aproape de Craiova, mai exact în Slatina. Eu am venit cu o propunere la ea dacă și-ar dori ca acum în luna decembrie să facem un swap în care să ne trimitem fiecare produse din țara în care locuiește. Pachetelul meu a ajuns la ea, cred că marți, nu mai știu sigur, ea oricum mi-a scris că a ajuns și astăzi a ajuns și al ei. Am vorbit între timp cu ea, am anunțat-o că mi-a ajuns pachetelul, ea deja l-a desfăcut pe cel de la mine, acum vreau să îl desfac și eu pe cel de la ea, sunt tare curioasă, știu că Andreea este tare emoționată, că nu știu, posibil să nu-mi placă. Andreea, te rog din suflet să stai liniștită, sunt sigură că, chiar dacă eu n-am desfăcut pachetelul, sunt sigură că tu mi-ai trimis lucruri foarte frumoase și mă bucur din tot sufletul că ai acceptat să faci schimbul acesta de produse cu mine. Mă bucur enorm și nu știu, poate atunci când vom merge în țară se va ivi să, nu știu, să ne nimerim în același timp și poate ne și întâlnim, deoarece Craiova nu este absolut deloc departe de Slatina. Nu vreau să mă mai lungesc pentru că fier de nerăbdare să deschid pachetelul. Vă mai zic așa foarte puțin. Eu am să vă las linkul către canalul Andrei să mergeți acolo să vedeți, pentru că este o mămică tânără, v-am spus că are o fetiță, Cataleia. Ea prezintă pe canalul ei foarte multe clipuri de familie, ne prezintă foarte multe rețete. Să știți că pe mine de câteva ori chiar m-a și inspirat așa să pregătesc și eu ceea ce a făcut ea. Mi-am adus aici un cutter să tai, arată cam urât, dar nu asta contează. Și haideți să-l desfacem. Deci nici nu știți câte emoții am. Andreea l-a dat bine de tot cu scoci și eu l-am dat pe al meu așa cât de cât. Am reușit să desfac prima hârtie și asta, asta ea mai are încă un picuț scoci aici. Deja încep să mă emoționez. Pardon. Deci deja încep să mă emoționez. Uitați cât de drăguță este, îmi tremură mâinile.
A să citesc scrisorica. Draga mea Rebecca, îmi pare bine că te-am cunoscut prin intermediul YouTube-ului. Ești o persoană minunată și tu și fetița ta, Sofia. Vreau să-ți mulțumesc pentru susținerea ta și pentru ajutorul tău. Sper că într-o bună zi să ne putem cunoaște cu adevărat. Sper să-ți placă cadouașele. Îți doresc ție și familiei tale Crăciun fericit și un an nou cu multe realizări. Să aveți sărbători fericite. Te pup. Pe scurt, să deschizi cu grijă ambalajele. Mulțumesc tare mult, draga mea, și eu mă bucur tare mult că te-am cunoscut aici pe intermediul YouTube-ului și ți-am spus, îmi doresc tare mult să te cunosc și, nu știu, poate se ivește să ne întâlnim, tu nu ești foarte departe de mine. Nu știu ce e aici, cred că-s ceva bombonici, dar desfacem cu grijă. Bine că m-am gândit la... Sunt aluni în ciocolată. Mulțumesc tare mult. Astea sigur sunt bune. Nu știu dacă de la pachetul acesta sau de la altceva, dar miroase ceva. Este o lumânărică. Mamă, cât e frumos miroase. Eu nu cred că o să ard, pentru că arată foarte bine și am să păstrez amintirii de la tine. Ce bine arată, mulțumesc frumos! Mie îmi plac produsele astea DAF, să știți. Îmi plac mult de tot. Nu am mai luat de ceva timp, dar îmi plac mult de tot pentru că mi se par că cele de la DAF sunt produse care chiar nu usucă absolut deloc pielea. Și acesta este cum lapte de cocos și pere de iasmin. Miroase tare bine. Nu l-am încercat, să știu. Chiar nu l-am încercat. Mulțumesc. Ce e aici? L-am tot văzut în farmacie și în DM, dar nu m-am îndurat niciodată să îmi cumpăr unul. Și știu că sunt și foarte lăudate că ele ar fi bune. Deci îmi tremură mâinile. Nu pot să o desfac. Uite aici. Andreea, nu știi cât mă bucur! Miroase bine de tot. Asta să știi că va merge acolo, pentru că acolo îmi țin crema de mâini și un balsam de buze, pentru că în fiecare seară mă dau. Mulțumesc tare mult! Eu nu m-am îndurat niciodată să cumpăr balsamul acela de buze, mi se pare puțin cam scumpicel. Un rimel. Nu am să-l desfac pentru că deja l-am desfăcut pe cel de la Lancome, dar să știi că nu l-am încercat pe acesta de la Catrice. 100% volum. Mulțumesc frumos. Nu l-am încercat nici, nu l-am văzut aici la noi la magazin. Nu zic că nu este, dar nu l-am văzut eu. Și ăsta. Un creion pentru ochi. Este cumva, habar nu am dacă, nu știu, de la Makeup Gallery, nu știu, nu am auzit de asta. Cred că este un creion pentru linia apei, habar nu am, eu n-am folosit niciodată, nu am avut acest creion, genul acesta de creioane.
Mulțumesc tare mult. Chiar am să îl încerc cu drag. M-am tot uitat că am văzut fetele că folosesc așa ceva și le stă foarte frumos. Dar eu nu am folosit. Mulțumesc mult de tot. Interesant. Și să mai vedem că mai sunt, uitați. Să știți că mai sunt. Este un gel de duș sau Rem Fresh. Eu acum am observat că este un gel intim, nu un gel de duș, de asta avea și un miros așa mai, nu știu cum să-l descriu, mai relaxant, ceva de genul mai subtil. Haideți să mai vedem, că Andreea a trimis aici o grămadă de pachetele. Nu știu ce e aici. Asta ți-am, chiar ți-am minte că ți-am recomandat-o într-un comentariu, ți-am spus că mie îmi place mult de tot masca asta. Mulțumesc tare mult pentru ea. Și astea sunt șervețele demachiante, da, de la numărul 7, cred că așa se pronunță, nu știu sigur. Aici să știi că, nu știu, eu nu le-am văzut în magazinele astea, văd că ele sunt made in UK. Încercăm? Deci, nici nu știți, de când îmi doream, tot vedeam la fetele din Anglia că arată deodorantul Rexona, că acesta este un deodorant Rexona, dar la ei se numește Shol. Îmi doream atât de mult să îl încerc și să văd dacă este exact ca cel Rexona. Mulțumesc că mi-ai oferit ocazia să-l încerc. Cred că deodorant e, da? Pentru că, nu știu, vedeți, e diferit de Rexona pe care eu l-am văzut aici. Deci, da, foarte interesant este. Ăsta îmi doream mult de tot să-l încerc și să văd și eu dacă este la fel ca Rexona de aici, de Germania, România, cum mi se pare la fel. Să văd cum este ăsta. Și mai avem încă două pachetele, ăsta și încă unul. Știți că v-am mai spus că e preferata mea ciocolata asta expandată cu un orez. Îmi place tare mult, iar pe astea, stixurile astea cu ciocolată, eu nu le-am încercat. Nu știu dacă se găsește și pe aici exact marca asta, dar bine așa am văzut, dar nu le-am încercat să văd cum sunt la gust. Mănâncă după. Și ultimul pachetel de la Andreea. E ceva dulce. Știu ce e asta. Deci asta am văzut-o la Priscila. Cred că este același lucru. Portocalul din aceea în ciocolată. Și îmi doream și eu să văd cum este. De asta de fapt neapărat în asta. Sper că e același lucru, dacă nu mă înșel. Miroase a portocală. Și are gust de portocală. Nu știu dacă este același lucru pe care l-am văzut la Priscila, dar așa, nu știu, așa mi se pare mie că arată. Astea nu le-am văzut așa stixuri, nici aici. Da, să știți că nu, eu nu am văzut aici, nu știu dacă la noi se găsesc așa, îmi tremură mâinile. Andreea, să știi că îți mulțumesc din tot sufletul că mi-ai făcut această bucurie și mi-ai trimis lucruri tare interesante pe care
Eu să știi că nu un singur loc de aici am încercat, doar masca aceasta, în rest nu am încercat absolut nimic și îți mulțumesc din suflet că mi-ai oferit ocazia asta să le încerc. Îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat să faci schimbul acesta cu mine și sper că, nu știu, poate în viitor vom mai face din nou, pentru că mie mi-a plăcut toată experiența aceasta. Felicitarea o voi păstra amintire, la fel și lumânarea, ți-am spus, eu nu am să o aprind, am să păstrez amintire de la tine, miroase tare frumos și o voi păstra. În rest de celelalte am să mă bucur cu mare drag, mai ales că mi-ai trimis dulciuri. Chiar acum, după ce voi închide camera, voi mânca din asta să văd cum sunt, că nu am încercat până acum și din asta. Îmi face mult de tot cu ochiul. Voi încerca să las în primul comentariu un link către clipul Andrei cu ceea ce a primit de la mine. Sper să vă bucurați și voi odată cu mine de toată experiența aceasta tare frumoasă. Andreea, îți mulțumesc de mii de ori, cred că am zis mulțumesc de nu știu câte ori, dar pe mine pur și simplu chiar m-a bucurat din suflet experiența asta și m-a bucurat tot ceea ce am primit. Cam atât până acum, strâng și eu astea de aici și ne auzim mai târziu. Mi-am dat seama că nu am deschis până acum calendarele advent și este foarte târziu, aproape ora 2 și eu nu le-am deschis, nu știu cum am reușit să fac asta. Mi-am pus aici pe pat, întorc camera și le deschidem împreună să vedem ce avem și la ziua cu numărul 10. Încă n-am reușit să strâng toate astea, toate hârtiile în care au fost împachetate pachetul de la Andreea, dar m-am apucat și am mâncat din stixurile acestea, care să știți că sunt bune, dar să vă arăt. Oricum, cred că voi ați văzut, eu sunt singura care n-a văzut așa ceva, care n-a mâncat de fapt așa ceva. Stare bune stixurile acestea. Am mâncat și din Milky Way așa. Ciocolata ce ați văzut că am început. Din alunele acestea în ciocolată încă n-am mâncat. Țin minte că mâncam mai demult și erau tare bunicele. Dar da, haideți să deschidem calendarul advent și voi începe cu cel de la Douglas. Până acum deschideam pe celălalt, dar astăzi începem cu cel de la Douglas. Să văd că aici este numărul 10. Tot ceva micuț. O fiolă așa mică de la One Two Free. Stai că am pus așa camera pentru că nu înțelegeam. Este un ser cu acid hialuronic. Vedem. Și cel de la Lancome, nu știu ce tot am de le iau mereu întoarse invers. Azi avem ceva de la Armani și cred că este o loțiune de corp. Și dacă nu mă înșel, este în mărimea cea mare, 75 de mililitri. Și nu e loțiune de corp, este un gel de duș de la Armani Code. Miroase bine. Da, v-am mai spus și ieri, sunt mult mai mulțumită până acum de calendarul advent celălalt Lancome Armani decât cel de la Douglas, pentru că de la Douglas nici astăzi nu am primit un produs mai măricel. Da, pun să strâng și eu toate astea de aici pentru că e mare de banană la mine în pat. Astăzi nu voi găti, cred că peste iar voi face ceva, o sălățică, habar nu am. Dar mâncare nu vom mai face, mai am ciorbiță, mai avem și prin frigider ceva să mâncăm, așa că astăzi mă sare bucătăria. Da, gata, nu mai vorbesc. Cine e prințesa mea? Chiri-chiri mică! Chiri-c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 hiri
Dragilor, eu am coborât la bucătărie ca să închei acest vlog. M-a sus să joacă Sofie cu soțul meu și nu puteam să vorbesc. Nu cred că am mai vorbit cu voi de când am filmat pachetelul de la Andreea și am deschis calendarul advent. Nici nu am făcut ceva anume astăzi, v-am spus că a fost o zi mai mult pe lenedeală. Pur și simplu, după ce am deschis pachetul, am savurat din dulciurile de la Andreea, care sunt foarte bune, mai am câteva. Acum îi dădea și soțul meu să guste din ele, pentru că nici nu a ajuns de mult de la serviciu. Am ezitat puțin din acest vlog. Mulțumesc tare mult, Andreea, pentru nu și toată emoția pe care mi-ai oferit-o astăzi, pentru cadourile frumoase pe care le-am primit acum înainte de sărbători. M-am bucurat timp plin de ele. Nu știu ce vă ziceam, pentru că la mine a pornit centrala, dar da. Vă mulțumesc frumos pentru toată susținerea voastră. Ne vedem mâine dimineață și nu uitați că am să vă las în descriere link-ul către canalul Andrei. Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc o noapte bună, pupici, ne vedem mâine, pa!